Nu e dar nici prin Bine ați venit! Da. La mulți ani! Mulțumesc! Noi suntem de la surpriză de la domiciliul Telemann și am venit să facem o surpriză din partea unei persoane dragi ție. Și am să te rog să spui despre cine crezi tu că ar putea să fie părinte. E iubita mea, sorry. Cred eu. Așa este. O să ascultăm o dedicație muzicală și la final îți citesc și un mesaj. Mi-a atins cu privirea și am simțit că existi. Cu iubire și răbdare ne vindeca sufletul prins. Respiră împreună dragostea ce ne-a unit. Pentru a spune tot ce simt, dar ne înțelegem din priviri. Niciodată ochii lumini. Asta noastră de iubire o scrie noi și-o știm doar noi. Paginile fericirii le răscoim acum amândoi. Pentru că inima mea tortul, că ai ținut destul. Acum o să citim mesajul care spune așa. Astăzi este o zi specială pentru tine și vreau să știi că eu am să rămân lângă tine și în restul zilelor mai puțin bun. Ești un om minunat. Pot fi uneori dificilă și greu de suportat, dar sunt recunoscătoare pentru că ai rămas alături de mine în cele mai grele momente.
chiar dacă viața ne-a pus la multe încercări și nu a fost tot timpul totul roz, Dumnezeu a făcut în așa fel să ne aducă din nou împreună. Mulțumesc că ești aici. Mă simt atât de fericită când ești lângă mine și sper să ai cea mai frumoasă zi. Una pe care să ți-o amintești mereu, iar eu te voi ajuta să-ți faci niște amintiri care să merite să fie prețuite. Îmi dăruiești o mulțime de amintiri frumoase și mă bucur că te-am alături de mine. De aceea, în ziua ta specială, îți doresc să rămâi așa cum ești. Nu ești doar prietenul meu, ești cel mai bun prieten și sufletul meu pereche. Recunosc că ești cel mai bun iubit în unele zile, în altele ești foarte greu de suportat. Dar te iubesc și ești iubitul meu. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani vă dorim și noi să fiți sănătoși. Să aveți parte de tot ce mai bun. Cu mare drag!